Autoritățile de la Chișinău caută un șef la Interpol Moldova. Între timp, Republica Moldova, România și Ucraina au semnat un memorandum privind combaterea dezinformării. Bun găsit, începe retrospectiva săptămânii. Autoritățile caută un șef interimar la biroul Interpol Moldova care să ia locul lui Viorel Țintiu, aflat în arest. Candidații pentru această funcție vor fi evaluați de Comisia de Integritate. Israelul va impune de la 1 august noi reguli de intrare pe teritoriul său pentru toți cetățenii statelor cu regim fără vize, inclusiv Republica Moldova. Șeful biroului Vamal Nord și alți 6 funcționari vamali au fost reținuți și sunt suspectați de corupere pasivă. Aceștia ar fi pretins între 1500 și 9000 de euro de la unele persoane pentru facilități vamale. Șeful Biroului Internațional Moldova, Viorel Țintiu, a fost eliberat din penitenciar. El va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată pe 2 iulie de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, care au acceptat parțial demersul procurorului șef anticorupție, Veronica Dragalin. Între timp, ministrul de interne, Adrian Efros, a anunțat că biroul Interpol Moldova va avea un șef interimar și că sub lupa integrității se află mai mulți candidați care aspiră la înalta funcție. Examinăm acum mai multe candidaturi pentru a numi un șef interimar, pentru a asigura bună activitate a direcției. După experiență, evident, după integritatea profesională, sunt mai multe criterii pe care noi le vom pune în discuții. Noi vom anunța în cel mai scurt timp cine este desemnat pentru asigurarea interimatului de șef. Ministrul Adrian Efros a mai spus că pentru a numi un director interimar la biroul Interpol Moldova nu este nevoie de concurs. Tot el a precizat că în prezent direcția de la Chișinău este pe deplin operațională și nu sunt divergențe în schimbul de informații cu oficiul central de la Lyon, dar auditul ce va fi făcut de experții străini încă nu a început. Acest audit este în gestiunea, evident, a biroului și va fi inițiat la decizia lor. Noi nu putem să intervenim sau să stabilim data concretă când va fi inițiat. În prezent, șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țintiu, este în arest la domiciliu pentru 30 de zile. El este învinuit de corupere pasivă după ce, la începutul lunii iunie, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat existența unei scheme infracționale prin care un grup de persoane, inclusiv funcționari publici, primeau mită de milioane de dolari pentru a șterge notificările roșii emise de Interpol, care semnalizează infractorii căutați la nivel internațional. În urma scandalului, 6 persoane au fost reținute. Alți 7 angajați ai biroului Interpol Moldova au fost suspendați din funcții pe durata anchetei interne. Republica Moldova, România și Ucraina au semnat un memorandum privind dezinformarea. Documentul a fost încheiat în cadrul celei de-a treia reuniuni a trilaterales la nivel ministerilor de externe, care a avut loc vineri la Chișinău. Scopul acestui memorandum este de a reduce impactul manipulării prin crearea unor sisteme informaționale rezistente și schimb de practici în combaterea dezinformării. Declarația comună consemnează cu tărie faptul evident că statele noastre împărtășesc viziuni și preocupări similare cu privire la mediul de securitate actual și se pronunță ferm pentru un viitor european comun, democratic, pașnic și prosper. Semnarea astăzi a memorandumului de înțelegere trilateral pentru combaterea dezinformării reprezintă dovada angajamentului nostru comun de a contracara acest fenomen printr-o cooperare mai bine structurată. Noi am coordonat eforturile pentru a lupta cu dezinformarea și alte forme de agresiune hibridă împotriva țărilor noastre. Rusia va folosi tot arsenalul său propagandistic pentru a încerca să influențeze alegerile prezidențiale din Moldova și referendumul din toamnă. Și noi suntem gata să ne împărțim cu Moldova cu tot ce știm noi. După încheierea reuniunii, deputatul Oazu Nantoi a fost decorat cu Ordinul Ucrainean pentru Merit gradul 3. Distincția a fost oferită de președintele Volodymyr Zelensky și înmânată de ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba. Орденом за заслуги третьего ступеня Нантоя Оазу, депутата парламенту Республіки Молдова, президент України Володимир Зеленський. Будь ласка.
Ми вам дуже вдячні за це, за вашу принципову позицію, за любов до України. Під опарті нам făcut nimic deosebit, dar probabil poziția mea a fost apreciată. Eu înțeleg că există pluralismul de opinii, dar să nu înțelegi ce fel de crime comite regimul lui Putin împotriva Ucrainei, împotriva umanității, crime militare, asta mă depășește. Și de ce? Eu sunt mândru de faptul că poziția mea a fost apreciată și aceasta sper că o să mă ajute să fiu și mai activ pe viitor, pentru ca să contribuie la coeziune civică aici, în Republica Moldova, în fața pericolilor care vin din partea Federației Ruse. Autoritățile au dezvăluit cum angajații servicii și inspectorii de mediu au vrut să fure peste 300 de metri cubi de lemn de la ocolul Silvic Talmaza, raionul Ștefan Vodă, adică aproape 50 de camioane cu lemne. Detalii în retrospectiva săptămânii. Republica Moldova va prelungi importul controlat de grâu, porumb și floarea soarelui din Ucraina. Ministerul Agriculturii a făcut modificări la un proiect de lege care oferă pârghii în acest sens, iar documentul a fost aprobat de Parlament. Noile prevederi au fost discutate cu reprezentanții fermierilor și vor fi valabile până la 31 decembrie 2024. După liberalizarea importului de grâu, porumb și floarea soarelui din Ucraina, prețul cerealelor din Republica Moldova a scăzut aproape în jumătate. E unul dintre argumentele fermierilor care au cerut impunerea de urgență a unor noi restricții pentru importul cerealelor din țara vecină. În Ucraina, regiune vecină Republicii Moldova, deci grâul la moment se achiziționează de la cam aproximativ 1,80 lei. Deci un preț concurențial foarte mic, cum se spune în termeni economici, concurență neloială, având în vedere că agricultorii din Republica Moldova, având inputuri de practic de două ori mai scumpe decât cei din Ucraina, o să dea faliment la sigur. După ședința cu agricultorii, ministrul Vladimir Bolea a promis că problema importului de cereale și oleaginoase ieftine din Ucraina va fi rezolvată imediat după ce Parlamentul va aproba noile modificări legislative. S-a făcut un proiect de lege în baza căruia votat de Parlament se va instaura un regim de licențiere până data de 31 decembrie anul curent. Și între timp noi o să modificăm legea ca să permită Ministerului Agriculturii să poată face astfel de intervenții de fiecare dată când există probleme, necesități. Mai mult presupunem că ei au reacționat la presiunile care le-am făcut noi și dacă nu erau acele presiuni și nu acele insistențe care am avut-o noi din partea asociației, probabil nici azi nu se iniția acest proiect de lege. Fermierii se plâng că din cauza diferenței de preț la cereale au înregistrat anul trecut pierderi de peste 2 miliarde de lei. Măsura de control prin licențierea cerealelor ucrainene a fost introdusă pentru prima dată la 11 octombrie 2023 și a fost funcțională în perioada stării de urgență, care s-a încheiat în 31 decembrie 2023. Mecanismul a fost aprobat în vederea stabilizării prețurilor pe piața locală și protejarea producătorului autohton. Ulterior, deciziile au fost prelungite în ianuarie și aprilie. Conform legislației, o a treia extindere nu e posibilă. Pe 26 iunie, însă, Comisia Specială care elibera actele permisive pentru importul de grâu, porumb și floarea soarelui din Ucraina și-a încheiat activitatea. Noi reguli de intrare în Israel pentru cetățenii statelor cu regim fără de vize, inclusiv Republica Moldova. Autoritățile de la Tel Aviv pun în aplicare sistemul ETEL de verificare și preaprobare a intrării și șederii în Israel. Sistemul a intrat în regim de testare începând cu 2 iulie, urmând să fie operațional din 1 august. Noul sistem ETEL va fi aplicat cetățenilor străini care până acum nu aveau nevoie de vize pentru a intra în Israel. Din data de 1 august va funcționa ca un sistem instituțional de verificare prealabilă a cetățenilor străini care doresc să viziteze statul Israel în diverse scopuri. Cetățenii străini care vor aplica prin acest sistem în luna iulie, în perioada aceasta de test, vor primi aprobarea care va rămâne valabilă timp de 2 ani de zile. Pe perioada pilotului, aplicarea pentru intrare va fi gratuită, iar începând din 1 august, verificarea prealabilă în scopul aprobării intrării va costa aproximativ 120 de lei moldovenești.
Amintim că în data de 21 iunie, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, excelența sa Alexandra Reutemann, a declarat că Republica Moldova ar putea să răspundă cu aceeași monedă, întrucât noul sistem israelian anulează, practic, acordul bilateral de călătorie fără vize semnat în 2014. Israelul a început din 1 iunie testarea sistemului e-tail, prin care cetățenii străini din țările cu regim fără vize pot solicita autorizații electronice de călătorie. În prezent, sistemul este disponibil pentru persoanele din Germania și SUA, iar din 1 august deținerea autorizației de călătorie va deveni o condiție obligatorie pentru intrarea în Israel. Șeful biroului Vamal Nord și alți 6 funcționari vamali au fost reținuți și sunt suspectați de corupere pasivă. Aceștia ar fi pretins între 1.500 și 9.000 de euro de la unele persoane pentru permisiunea de a introduce mărfuri în Republica Moldova. Ofițerii și procurorii anticorupție au făcut 21 de percheziții la domiciliile, birourile și automobilele funcționarilor suspectați. Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei 6 angajați ai biroului Vamal Nord ar fi organizat o schemă infracțională prin intermediul căreia ar fi pretins și primit ilicit bani de la persoane fizice și persoane juridice. Ei facilitau urgentarea sau eludarea unor proceduri vamale la introducerea sau tranzitarea bunurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Nu e adevărat. De ce vă referiți procurorii? Ați clarificat. Vă recunoașteți vina? Nu. 6 vame și inclusiv șeful biroului au fost reținuți pentru 72 de ore, iar un alt funcționar va fi cercetat în stare de libertate. De la birourile și din automobilele bănuiților, oamenii legii au ridicat mai multe sume de bani și alte probe relevante. În pădurile din Republica Moldova se fură ca în codru. O recunosc autoritățile care în urma controalelor de luna trecută au prevenit o schemă de fraudare la ocolul silvic Talmaza, raionul Ștefan Vodă, pusă la cale de angajații silvici și inspectorii de mediu. Aceștia intenționau să fure peste 300 de metri cub de lemn, echivalentul a 50 de camioane. Autoritățile anunță că după acest caz, verificările vor fi extinse la toate ocolele silvice din Republica Moldova. Controalele la ocolul silvic Talmaza au început pe 18 iunie și urmează să fie încheiate la finele acestei săptămâni. Autoritățile de mediu au numărat copacii pe care pădurarii intenționau să-i taie și au constatat devieri majore în evidența contabilă. Urmarea verificării a 5 parchete de pe un teritoriu de doar 4,1 hectare, care urmau să fie, atenție, exploatate în toamna 2024, s-a constatat o diferență de volum de 491 metri steri sau 344 metri cubi, valoarea cărora este în jur de 360.000 de lei. Dar cu toate încălcările depistate în acest ocol, suma prejudiciilor ar putea depăși jumătate de milion de lei. Tentativa de fraudare ar fi fost pusă la cale de angajații ocolului, cei de la întreprinderea silvică și de la Inspecția pentru Protecția Mediului. Autoritățile au refuzat să ne spună câte persoane sunt vizate, dar au confirmat că unii angajați au fost suspendați din funcție pe durata anchetei. Urmează pe interior să constatăm cine sunt persoanele care au fost la coordonarea acestor lucrări și au admis asemenea greșeli, urmând a fi aplicate sancțiuni dure până la eliberarea din funcție. Conducerea ocolului silvic Talmaza, avizată direct în acest scandal, a refuzat să ne ofere un punct de vedere. Eu nu pot să vă spun nimic, nu eu merge controlul, și că eu intru la o ședință. Păi, dar cine este vizat? Dumneavoastră erați la curent cu ilegalitățile care se făceau la dumneavoastră în ocolul? Nu sunt nici la curent și nici nu știu precis. În perioada următoare vor fi inițiate o serie de verificări în toată țara, cu scopul prevenirii și excluderii unei asemenea încălcări, iar pe viitor ne propunem să asigurăm elaborarea și implementarea unor mecanisme de evidență și trasabilitate a lemnului. După finalizarea controalelor, materialele cu toate constatările sesizate vor fi expediate procuraturii, care, potrivit procedurii, urmează să inițieze un dosar penal.
Încă o ședință cu scandal în Parlamentul de la Chișinău. Joi, cei 7 deputați neafiliați, apropiați condamnatului fugar Ilan Șor, au încercat din nou să intre cu forța în sala de ședințe. Deputații despre care se știe că merg periodic la Kremlin sunt nemulțumiți pentru că li s-a interzis participarea la 5 ședințe în plen și au cerut intervenția poliției. Este a treia ședință a Parlamentului la care deputații neafiliați nu au avut acces. E o sancțiune pentru că la o ședință au blocat tribuna centrală și au perturbat activitatea Parlamentului. Cei vizați cer anularea deciziei prin care le-a fost interzisă participarea la ședințe. Am depus cerere prealabilă respectivă la Parlament cu indicarea tuturor. Deci argumentelor privind ilegalitatea hotărârii Parlamentului care a fost emis acum 2 săptămâni. Hotărârea Parlamentului, care ne interzice nouă să venim la 5 ședințe a Parlamentului, astăzi este suspendată de drept. Până la soluționarea ei în instanța de judecat. Am rugat cât mai repede să vină poliția, pentru că noi vrem să participăm la ședință și avem tot dreptul. Dacă cei de la SPPS nu cunosc legea și nu vor să asculte prevederile legale, ne pare foarte rău. O să fim nevoiți să depunem plângerile respective. Îmbrâncelile între ei și angajații serviciului de pază au început în momentul în care președintele Parlamentului a încercat să intre în sala de ședințe. Asta e tot ce pot face. Au venit cu agenda de la Kremlin și o pun în aplicare. Nimic mai mult. Parlamentarii Vasile Bolea, Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Irina Lozovan, Marina Taube, Regina Apostolova și Alexandru Nesterovski au fost sancționați după ce în urmă cu 2 săptămâni au blocat pentru câteva ore tribuna Parlamentului și au împiedicat desfășurarea ședinței. Deputații au fost sancționați și financiar. Nesterovski. Statul încearcă să-i convingă pe proaspeții absolvențe de la pedagogie să se angajeze în școli și grădinițe. Ministerul Educației a organizat un concurs de selectare a tinerilor specialiști. Angajarea vine la pachet cu un șir de avantaje. Despre ce este vorba, vă spunem în retrospectiva săptămânii. Migrația ilegală și contrabanda la granițele Republicii Moldova vor fi combătute mai ușor după ce guvernul Germaniei a donat poliției de frontieră mașini și bărci în valoare de peste 900.000 de euro. Echipamentele vor fi repartizate în sectoarele vulnerabile de la frontiera cu Ucraina și România. Cele 38 de vehicule de teren și 5 bărci noi vor contribui esențial la misiunile de patrulare și de intervenție în zonele critice ale frontierei de stat. Vor fi repartizate și la frontiera cu Ucraina și la frontiera cu România, în dependență deja de vulnerabilitate pentru fiecare sector. Vor fi folosite de către polițiștii de frontieră pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și a crește gradul de operativitate a intervenției elementelor noastre operative. Deci, da, cum am spus, crește mobilitatea patrulei, asta permite ca o patrulă al poliției de frontieră să fie pe sector mult mai mobilă și respectiv să intercepteze și să intervie într-o situație mult mai rapid. Noi ne dorim, într-adevăr, o poliție de frontieră capabilă să anticipeze și să reacționeze la incidentele de frontieră pe care noi, în contextul războiului în Ucraina, îl avem. Atunci avem nevoie de mai multe investiții, nu doar în echipament tehnic, dar și în instruiri. Statul german a oferit ajutoare importante poliției de frontieră din anul 2022, atunci când Federația Rusă a declanșat războiul sângeros din Ucraina. Poliții de frontiere germane și moldovenească au o colaborare strânsă și de încredere de mulți ani. Vom continua să susținem poliția de frontieră prin seminare și cursuri de perfecționare în domeniul instruirii polițiștilor și vom furniza echipamente adiționale. În ultimii 2 ani, guvernul Germaniei a donat poliției de frontieră din Republica Moldova echipamente în valoare de circa 5,5 milioane de euro.
Începând cu 1 iulie, cetățenii Republicii Moldova care nu au asigurare de sănătate plătesc mai mult pentru serviciile medicale. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de guvern în luna februarie. Vechile tarife nu au fost revizuite din 2011 și nu acopereau cheltuielile prestatorilor publici de servicii medicale. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală din Chișinău oferă peste 780 de servicii medicale. 30% dintre cei care pășesc pragul instituției nu au asigurare de sănătate și sunt nevoiți să plătească fiecare consultație și procedură. 550 pentru cap, ca să trec un aparat. Cum vi se par prețurile? Așa, multe. Nu sunteți asigurat? Nu, pentru o lipucică așa de mult, nu costă așa. Prețurile sunt mari. De mult am trecut 350, dar mai 550. Eu am venit pentru vitamina D3, pentru colesterol, pentru zahăr și pentru am uitat. Deci am achitat 480 de lei. Mă aranjează prețurile, fiindcă la privat cu mult mai este mai scump. Scumpirea serviciilor medicale este simțită și de cei care cer ajutorul medicilor fără programare. Sunt angajată în câmpul muncii și adică sunt pe poliță, dar iată acum, fiindcă nu sunt programată la mamolog, trebuie să achit. Cât ați achitat? 200. La glanda tiroidă și ginecolog, 580 ceva. Cum vi se par prețurile? Nu chiar bune, că mă rog, am poliță, dar nevoie. Of, până ajunge aici nu, nici nu ne dă, noi suntem de raionul Criuleni. Și deodată aici nu ne trimit, ne țin acolo până te văd că de nu mai pot și apă trimit aici. În timp ce tarifele pentru unele servicii medicale au crescut doar cu câțiva lei, altele s-au scumpit cu peste 70%. Cabinetul dat, noi avem ultrasonografia vasculară. Și s-a majorat practic toate patru investigații, s-a majorat prețurile. Dacă, de exemplu, aveam 346 la investigația de ultrasonografie brahiocefalică, acum avem 615 lei costă investigația. Recalcularea acestor tarife a fost impusă de creșterea prețurilor la energie electrică și termică, creșterea salariilor și introducerea metodelor noi de investigații și tratament. De asemenea, introducerea noilor prețuri va spori accesul populației la servicii medicale de înaltă performanță. Deci în timp, toți își reutilizează sau își modernizează instituțiile medicale prin instalarea echipamentelor, deci moderne. Aceste scumpiri nu îi afectează însă pe cei care au asigurare medicală și care vor continua să beneficieze de asistență primară gratuită. Aceasta nu trebuie să afecteze oamenii absolut deloc. Deci sunt persoane care nu sunt asigurate, sunt poate și oameni din afara țării care vor să vină să efectueze aici operații. Noi trebuie să ajustăm acest catalog tot timpul la zi. Dar aceasta nu afectează serviciile gratuite care sunt oferite în sistemul medical. Aproximativ 2,5 milioane de persoane din Republica Moldova beneficiază acum de asigurare medicală. Guvernul alocă 20 de milioane de lei pentru crearea creșelor publice în satele Republicii Moldova. Primăriile pot beneficia de finanțare de până la 1,5 milioane de lei în cadrul programului Satul European, cu posibilitatea de a depăși această sumă cu 15%. Sursele suplimentare urmând să fie acoperite financiar de către administrațiile publice locale. Una dintre condițiile de bază este ca primăriile care doresc să beneficieze de finanțare din cadrul programului guvernamental este ca localitatea să aibă o populație de cel puțin 5.000 de oameni. Vor fi alocați bani pentru construcția, amenajarea și dotarea creșelor cu echipament, utilaje și mobilier. Contrar mitului că uite, Republica Moldova peste tot se depopulează, noi avem comunități care se dezvoltă, avem comunități în care numărul populației este în creștere, inclusiv numărul copiilor. În anul 2023 și 2024, să vă dau un exemplu, în primăria Cojușna, noi am reușit să deschidem două grupe de creșe. Acum lucrăm cu autoritatea publică locală de acolo, să deschidem a treia
grupe de creșe. În ultima perioadă, în localitățile Republicii Moldova au fost deschise 8 creșe de tip familial, altele 8 publice au fost create cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, iar 2 creșe au fost fondate chiar de angajatori. Toate aceste creșe sunt frecventate de aproximativ 1600 de copii, iar în cadrul programelor Satul European și Satul European Express au fost realizate proiecte suplimentare în peste 90 de grădinițe pentru un număr total de 12.000 de copii. Anul trecut au fost alocate 10 milioane de lei pentru acest program. Din aceste 10 milioane au fost create creșe în 20 de primării, 20 de administrații publice locale. Anul acesta bugetul este dublu și sperăm că vor fi mai multe. Deschiderea noilor creșe va rezolva problema multor părinți angajați în câmpul muncii care nu au unde să-și lase copiii. Atunci când capacitatea este destul de limitată, presiunea, inclusiv ispita de a primi mită, este destul de mare. Acolo unde există mai mult transparență, proceduri prin care copiii pot fi înregistrați online, lucrurile sunt mai clare. Primăriile pot depune dosarele până în data de 30 iulie. Perioada de implementare a proiectelor este sfârșitul anului 2024. Ministerul Educației de la Chișinău încearcă să aducă în școli mai mulți tineri specialiști pentru a depăși criza de cadre didactice. Astfel, 360 de absolvenți ai facultăților de pedagogie au fost repartizați în școlile și grădinițele din Republica Moldova. Dosarele lor au fost declarate eligibile dintr-un număr total de peste 480 depuse în cadrul unei campanii lansate de minister. Totuși, ținta autorităților este să ajungă la un număr de 500 de tineri specialiști angajați în acest an. Astfel, în iulie va fi organizată etapa a doua de selectare. Augustina Bivol este absolventa Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. După participarea la concursul funcțiilor vacante în școli și grădinițe, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, a fost repartizată la Liceul Teoretic Ion Pelivană din Răzeni. Va începe munca din 1 septembrie. Aici mi-am făcut și eu studiile și gimnaziale și liceale, aici am absolvit liceul. Și respectiv aici, tot în această instituție, am făcut stagiile de practică pedagogică. Eu îmi doresc să fiu o învățătoare bună. Tinerii selectați în cadrul campaniei vor beneficia pe lângă salariu de o indemnizație unică între 160.000 de lei și 200.000 de lei. Vor primi banii în câteva tranșe. Sunt recent căsătorită în această localitate. Împreună cu soțul meu am cumpărat o locuință și, desigur, vrem să o renovăm. Pentru a putea locui în propria noastră casă. Augustina va ocupa una dintre cele 4 funcții vacante scoase la concurs de instituția de învățământ. Mai avem un loc vacant pentru funcția de profesor de educație fizică, profesor de educație tehnologică și profesor de limba și literatura română. La moment aceste funcții sunt acoperite de către cadrele didactice din instituții care activează și corespunzător de 2 cadre didactice pensionare. Cele mai multe funcții vacante în domeniul pedagogiei sunt în orașele mari din Republica Moldova. Cele mai multe locuri vacante au fost declarate pe Chișinău, după care a urmat Bălțu, a urmat UTA Găgăuzea. Disciplinele sau domeniile, mai corect spus, cele mai deficitare sunt, sigur că, învățământul preșcolar, vorbim despre educatori la grădinițe, învățământul primar, după care urmează limba română, după numărul de distribuiri pe care l-am făcut. Pentru a acoperi deficitul de cadre didactice, în luna iulie va fi organizată a doua etapă a concursului desfășurat de Ministerul Educației. Cea de-a doua etapă o preconizăm să o declanșăm către 15 iulie. Noi am considerat un succes dacă am reușit să dublăm numărul de tineri specialiști intrați în sistem în comparație cu anul precedent, adică să ajungem măcar la 500 de distribuții. Deficitul de cadre didactice riscă să se amplifice în următorii ani, deoarece 30% dintre profesori sunt pensionari, susțin autoritățile. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Natalia Chicu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova. Pe curând!